Da, am fost agresată și fizic, și scuipată, și zgâriată. Și ce să facem? Și acum au trecut 19 ani. Care vi s-a părut întrebarea cea mai nedreaptă sau cea mai violentă? Nu, provocatoare. Provocatoare. Orice răspuns aș fi dat ar fi fost: Do you believe that Jesus is son of God? Do you believe? Orice aș fi răspuns, dacă spuneam da, cred, era prost. Do you believe that Jesus is son of God? Dacă spuneam da, cred, era prost, pentru că sunt evrei. Că dacă spuneam nu, nu cred, tot prost era, că jucasem în vie. Și m-am uitat așa la ea și am zis: oare nu suntem cu toții copiii lui Dumnezeu? Sunt Mihai Morar, bine ai venit la Clubul pentru Minte, Trup și Suflet. Pentru că asta și-a propus încă de la început să fie acest podcast. Și mă bucur tare mult să fim din ce în ce mai mulți membri ai acestui club. Mulțumesc că vă abonați, mulțumesc că lăsați reacții de la like-uri, share-uri, faptul că vorbiți cu prietenii despre Fain și Simplu ne ajută foarte mult să creștem acest club. Și inclusiv recenziile pe care le lăsați pe platformele de podcasting audio, pe Google, pe Spotify sau pe Apple Podcasts. Reacțiile voastre înseamnă review-uri pentru acest club. Și aș vrea astăzi să citesc un comentariu de la unul dintre ultimele episoade Fain și Simplu. M-am uitat și pe la alții la podcasturi, dar cât de fain și simplu decurg ale tale, nu mai întâlnesc. Atât de calm, o discuție firească, nu grăbești invitații la răspunsuri. Parcă mă aflu lângă voi atunci când discutați. Bravo de 1000 de ori. Și nu întâmplător am citit acest comentariu, pentru că episodul de astăzi este exact asta. O discuție între mine și doamna Maia Morgenstern, în care eu cred că o să vă simțiți ca și cum ați fi fost cu noi la masă. I-am citit înainte de a înregistra acest episod cartea Maia Morgenstern, Nu sunt eu se numește, și ceea ce spune ea cu modestie despre faptul că nu e o scriitoare, ci o povestitoare. Și exact așa vreau să o descoperiți. Pe povestitoarea Maia Morgenstern, care povestește despre fetița slăbuță și miorlăită, despre copilăria ei, despre relația cu părinții, despre cum Holocaustul și-a lăsat o amprentă și o traumă pe generațiile familiei ei, cum povestește Maia despre patimile lui Hristos și mai ales despre patimile ei din timpul și de după patimile lui Hristos. E un episod după care o să rămâneți mai liniștiți și, cred, mai înțelepți. E un episod în care eu așa cred. O să-l ascultați ca și cum ați fi cu noi la masa podcastului. Înainte de a începe povestea, mulțumesc Avincis pentru susținerea episodului de astăzi. Avincis nu e doar o poveste despre renașterea vinurilor românești. La Avincis oamenii sfințesc locul și locul sfințește vinul. Personal, îmi doresc tare mult să ajung în Podgoria Drăgășani, la domeniul Vila Dobrușa, locul de naștere al vinurilor Avincis. Crama Avincis oferă și experiența asta. Puteți rezerva un sejur turistic complet, cu cazare, mese incluse, degustări de vinuri, vizitarea cramei și plimbări în vie. Vreau să fac asta în curând. Pe lângă conacul neobrâncovenesc există crama concepută ca o navă în vârful dealului Dobrușa. Puteți vizita și ferma dintre vii, chiar în mijlocul viilor, sau Poiana Apostolilor, un parc de unde poți admira spectacolul cerului și culorile pădurii și ale viei. Doresc tare mult să ajung acolo și vă doresc fiecăruia dintre voi să ajungeți la Vila Dobrușa, un proiect distins de Academia Română cu premiu pentru arhitectură. E locul în care te poți bucura plenar de vinurile Avincis și de continuarea unei povești de familie cu pasiune pentru vinuri și lucrul bine făcut. Iar acum vă invit să vizitați o poveste de viață frumos trăită. Maia Morgenstern. E o încântare să fiu astăzi la aceeași masă cu, așa cum îi spunea o spectatoare după finalul unui spectacol, o doamnă ancestrală și siderală. Doamna Maia Morgenstern este invitata mea
La Fain și Simplu. Să rămână și bine ați venit. Mulțumesc frumos, mă bucur tare mult. De a-ți ști cât de mult, probabil că bănuiți cât de mult mă bucur că sunt aici. Sună cam convențional și așa o să lăsăm. O să mai tăiați dumneavoastră dacă nu-i bine și o să vi se pare exagerat. Promitem. Promit că vor fi exagerări. Asta promit eu. Dar pot să și explic, am și argumente, pot să mă explic de ce sunt așa de bucuroasă, pentru că sunt aici la aceeași masă, la două microfoane, la patru microfoane. Unul e în dreptul inimii, înregistrează și bătăile inimii. Da, păi alea pentru lavalierele, pentru alea, astea sunt. Pentru astea sunt, da. Foarte bine. De ce mă bucur foarte tare și e ca un oftat de ușurare că sunt aici, în fața dumneavoastră, alături de dumneavoastră, cu dumneavoastră, privindu-vă în ochi, căutându-mi cuvintele, încercând așa. Și exercițiul sincerității și al relaxării și da. Dar noi ar fi trebuit să ne aflăm aici cu două săptămâni cu și plus înainte la aceeași masă. Un picuț mai devreme, da. Și n-am putut să o facem din motive bine întemeiate. Cu grijă, cu jale, cu trasa aer adânc în plămâni. Și uite, a trecut. Ce e greu, zic eu, ce e dureros, ce e înspăimântător, aș zice că am lăsat în urmă pentru a ne întâlni, pentru a povesti. Și de asta sunt așa de bucuroasă. Am explicat, am motive. Nu, nici măcar nu era nevoie de motivare, cum se spune la școală, pentru asta, pentru că știam că se va întâmpla, când trebuie să se întâmple. Important e că sunteți bine. A fost greu? A fost greu, dar n-am unitate de măsură. Mai sunt întrebată cât de greu a fost. Nu știu, n-am unitate de măsură și cred că, da, privind din punctul ăsta de vedere, față de, comparându-te, da, pentru că trăim prin comparație, n-am instrument de măsură al gradului de suferință, de durere, de jale. E în urmă. Am fost crescută, nu ne văităm. Nu ne văităm, nu ne victimizăm. La părinții mei a venit barza târziu. Târziu pentru acea epocă, pentru acea vreme. Ei au supraviețuit, au trebuit să supraviețuiască și au supraviețuit, au trebuit să-și continue viața, să-și o reconstruiască, să aducă pe lume un copil, să-l crească, să. Și atunci... Trecutul e undeva foarte în urmă. Nu recurgem la el, nu victimizăm, nu stârnim milă. Asta se spune că manipulăm la nivel emoțional, probabil că așa facem. Dar nu zgândărim răni vechi pentru a stârni milă și compasiune. Știu la ce vă referiți, dar o să vorbim puțin mai încolo despre... Sau nu, despre dacă n-o să sau putem. Nu, dacă n-o să ne poarte cursul... râul ăsta al poveștilor în zona aia. Dar am citit în cartea pe care cred că anul ăsta ați lansat-o. Ba, cred că anul trecut. Sau anul trecut. Mi-a rămas minte la rândurile astea în care a scris: în ziua în care am îmbătrânit, am plâns un pic. Știu eu de ce. În ziua în care am îmbătrânit, mi-am amintit de mama și de tata, de parcul Cismigiu și de vecinii din curtea cealaltă și de o fetiță mică și slăbuță și miorlăită. În ziua în care am îmbătrânit, a fost frumos. Am mâncat înghețată pe săturate și am ascultat cântece franțuzești. A fost frumos. Da, da, da. A suferit mult când vi s-a spus că sunteți prea firavă pentru a fi balerină. Da. Și, adică, de ce? Probabil că eram, da, știu eu, poate că eram prea bolnăvicioasă, poate că n-aveam destulă rezistență, nu știu. Poate că aveau dreptate atunci și poate că rezistența fizică și anduranța și mai știu eu cum, întărirea trupului și a psihicului pentru a rezista s-a produs în timp. Și marea mea victorie acum, când sunt un convalescent, să... Valintați. Nu? Așa se cheamă. Da? Sunt convalescent.
să fac o genuflexiune mai mult decât ieri, să fac o rotație de brațe mai mult decât ieri. Ce am putut astăzi, ce am putut ieri, astăzi mai mult decât ieri și mâine mai mult decât astăzi pentru recuperare. Da, ați trăit mult timp cu părerea asta că sunteți slăbuță, firavă și bolnovicioasă? Da. V-a afectat mult în dezvoltare, în copilărie, da, după aceea? Da, cred că da. Nu mă face să vă spun că vă spun. Cumva, când erau lecțiile prea grele, mă retrăgeam o leacă. Când era la matematică prea complicat, da, amigdalita. Adică profitați de... Mă retrăgeam, eu știu, da, dar e cam teamă de cuvântul ăsta. Da. Da, când mă speria viața, greutățile, obstacolele, până la o vreme când a început să-mi placă foarte tare ceea ce fac și cum trăiesc și cum exist și stop. Uh-huh. Și atunci a avut mies și sens. Nu te victimiza, nu te retrage în boală, nu te retrage în sentimentul victimei. N-au mai fost vorbe... și teorie și oricum ce spune mama la o vârstă, orice spune mama e cum făceam și eu la orice spunea tata și cumva iarăși vin la suprafață sfaturi și modalități de a exista ce sunt de mare folos. Deși le recuzam atunci și le refuzam și ce asta, nici pomeneal. Da, n-a fost simplu și ușor să nu fi avut voie să ai televizor în casă, dar n-a fost ușor pe moment să te autoexcluzi. Povestim ce a fost la Dallas, ce s-a întâmplat, ce desene animate, ce... Să povestesc și eu ce a scris Rabelais. Nu interesa pe nimeni. Nu exista comunicarea, că ne place, că nu ne place, că apucăm acum, ne apucăm să criticăm și nu se poate. Ba, se poate. Și aveam nevoie să și fi fost în dialogul, în comunitatea, în cercul. Se vorbiți despre Bobby și Pamela din Dallas? Da. Cu ceilalți colegi. Da, și Hedda Gabler. Și colegii tăceau când spuneați asta. Mai mult sau mai puțin. Și da. Asta cumva v-a însingurat? Cumva, da, probabil că da. Și m-a făcut și arici. Sau m-a și... Repet, nu ne-am adunat aici. Mm-hmm. Să facem un fel de terapie. Și păstrez zonele mele, mm-hmm, de umbră, secretele mele. Nu le dezvălui. Cumva să fiu și dependentă de aprecierea, acceptarea, uh-huh, celorlalți din foarte multe motive. Din foarte multe motive. Și deci, pentru foarte multe rațiuni. E explicabil traseul pe care l-ați urmat. Un actor are nevoie de aprecierea publicului, oricât ar spune că face din pasiune, că arde pentru artă, validarea, sigur, publicului, cred că, da, e ceea ce, da, te împlinește. Dar nu mie nu mi-a... Atunci când m-am împăcat și am căptușit în singurările mele cu tot bagajul cultural pe care vrând nevrând mi l-am construit, mi l-am împachetat tot bagajul ăsta, uh-huh, cultural și în perioada de copilărie și adolescență și am citit greu, m-am apucat greu, am prins gustul greu de citeală. Ce să fac? Nu, deloc un copil genial n-am fost, nu. Am mers greu, au făcut și părinții greșeli fără îndoială. Uh-huh. Trăim într-o, după percepția mea, după, trăim acum într-o, sau poate a fost întotdeauna o epocă, o etapă,
a istoriei în care trebuie, și poate că au fost astea întotdeauna, a negării trecutului, a negării și în special îndepărtarea părinților, învinovățirea părinților. Nu i-a judecat niciodată. Zgândărirea conflictelor trecute. Am fi avut conflicte cu toții în adolescență și nu știu ce, dar... I-ați judecat pe părinții dumneavoastră? Oh, sigur că da. Oh, sigur că da. Și acum mă apucă un râs. Și de... Da, dar cum? Cum? Până la un moment dat tata mea zice, știi ce, ți-am făcut numai rău. E bine? Acum e bine? A, deci l-ați și înfruntat pe tata. Da, bineînțeles. Ca... Nu sunt cu nimic altfel, cred, decât imensa majoritatea a oamenilor. Și cu toate Dar acum mă apucă râsul, scuzați-mă, acum mă apucă râsul când mă gândesc ce gogorițe, totuși, le spuneam, înfruntându-i, neînțelegându-i pentru că, precis și părinții, repet, precis și părinții au făcut, părinții mei au făcut greșeli, cum precis greșeli fac toți părinții de pe lumea asta. Odată povesteam, undeva povesteam, am trei copii, la distanțe mari, mă rog, al doilea copil de primul, la distanțe mari unul de altul. Dacă atunci când am născut primul copil, mi s-au spus de către specialiști în maternitate să nu cumva să iei copilul în brațe, să-l hrănești altfel decât la 3 ore, pentru că, de ce? Distrugi copilul, îi distrugi metabolismul, felul de a digera aliment, laptele și nu știu ce. Îl faci dependent de tine. Nu, altfel, acum aproape 40 de ani, nu se, cu stomacul, îi face rău. Urla copilul, urlam și eu. După aia, după 14 ani, s-a născut al doilea copil, să nu cumva să-l... Specialiștii, să ne te descălească, gata, învăț. Să nu cumva să lași copilul jos vreo secundă, îl hrănești lăcrănit la cerere, să nu cumva să plângă vreo clipă. Dacă o să plângă, dacă nu o să fie, copilul știe cel mai bine. Facem așa atunci. Și să... Mă rog... Păi... Cum era S-a schimbat acum? În 14 ani tot parentingul, practic. Da. Și după încă 4 ani, iar. Și așa, și așa. Păi înseamnă că am și dă-i suferință și jale. De unde avem cum să știm ce e bine, cum e bine? Avem cum să știm, pentru că avem, ar trebui să avem, avem sau n-avem, sau greșim. De la asta, de la premisa asta am pornit, dar părinții greșesc. Eu cred că facem o confuzie foarte mare. Într-adevăr, toți părinții greșesc și noi ca părinți greșim, da? Și părinții noștri au greșit, da? Și părinții părinților, da, noștri. Dar niciodată n-ar trebui să punem semnul de egalitate între mama și tata, între părinții noștri și greșelile lor. Da, nu punem semnul de egalitate. Asta nu te face, chiar dacă știi că au greșit sau le spui că au greșit sau ei recunosc că au greșit, asta nu-i face mai puțin mama evident sau mai puțin tata. Evident că nu. Nu. A accepta, a înțelege, da, am greșit, da, au greșit și asta nu-i face, vorba dumneavoastră, nici n-avem ce să... Dar pe la ce vârstă l-ați înfruntat pe tata? De foarte devreme, în foarte multe feluri, pentru că am pornit de la ideea cu tata, mie poți să-mi spui orice. Asta îmi spunea. Asta v-a spus. Da. Și spuneam orice. N-a existat, cum îmi vorbești tu mie așa? Existau argumente, existau contraargumente. Și atunci... Puțin părinți spuneau atunci asta. Mie poți să-mi spui orice. De obicei, ceea ce auzeam noi, sau generații la rând, au auzit, mie nu-mi vorbește așa. Nu se speria tata dacă mă rățoiam, dacă mă miorlăiam, dar nu se speria și mi oferea argumente care mă puneau pe gânduri. De multe ori nu știam imediat cum să răspund și n-aveam argumente în afara jălii mele, furiilor, atunci când era cazul. Pentru că ceea ce am înțeles eu din ceea ce a scris, ați făcut public,
am înțeles că dincolo de strictețea asta a tatălui, dincolo de greutățile copilăriei, ați primit libertatea asta de și încrederea în propriile gânduri, în propriile judecăți și mai ales în ceea ce simțiți. Asta chiar a scris în carte. Da, da, da. Și am fost îndemnată, invitată să pun și să îmi pun întrebări. Pune răspunsul, cum se spune covalescent sau convalescent? Asta a fost prima întrebare înainte să dăm drumul la microfon. Și nu e rușine să întrebi asta. O, din potrivă. Nu. Seninătatea cu care întrebi, tata nu-mi spunea traducerile cuvintelor în franceză. Tata vorbea 7 limbi. Nu vorbea. Scria și citea de vorbit, avea rețineri pentru că știa că are un accent nemulțumitor, accentul nu, și atunci prefera să traducea, scria. 7 limbi. 7 limbi. Și toate străine. Glumă! Da. Învățat, bun, limba maternă a tatălui meu a fost limba rusă, apoi limba idiș, apoi am mers la școală, am învățat ivrit, apoi am învățat limba română, franceză, engleză, italiană, spaniolă, nu știu ce. Așa, și întorcându-ne la cum v-au crescut părinții, să aveți încredere în judecata și în gândul propriu, în propria simțire. Da, dar asta nu înseamnă imediat sau nu direct sau nu, poate ar putea ușor să se transforme într-o stereotipie. Așa simt eu. Așa 2 ori 5 fac 18. Așa simt eu. Nu așa. Nu despre asta este vorba. Pare că vorbiți așa... exact despre, mi se pare, una dintre cele mai mari boli pe care ale momentului în care toată lumea e asumată, dar e asumată fără o bază, fără o fundație, fără de-aia, cunoaștere. De-aia pune întrebări. Cunoașterea nu plouă ca ploaia. Pune întrebări. Și tata nu-mi dădea, asta voiam să spun, nu-mi dădea imediat cum se spune. Caută în dicționar. Dicționarul mi-l aducea el de la... Urma. Evident, mă lăsa să dau din toate picioarele, aici ai dicționarul. Cu ce începe, cu ce literă, care-i următoarea? Care-i urmă unui cu următoarea literă a cuvântului în franceză, în engleză? Cum se scrie? Nu știu, uite-te cum se scrie și caută în dicționar. Și începeam, evident că nu rezistam ispitei să mă duc direct la cuvântul respectiv pe care îl căutam. Și mai vedeam unul și mai vedeam o explicație și încă și încă și încă și încă și încă și încă. Ah, dar atâta vreme am pierdut. Ei, n-ai pierdut. Deci tata nu v-a lăsat să fiți miorlăită. Ba da. Oh, da, poți să fii miorlăită cât vrei. Liniștit. Consumă. Dar asta nu-l impresiona. Avem altceva de făcut. Se ajută la ceva? Ați întâlnit replica asta într-un film celebru. Podul spionilor, nu-i așa? Ajută la ceva? Miorlăie, scârțăie, te ajută la ceva? Nu-l impresiona. Nu. Adică, înțelegea că și miorlăiala e scrisă în legile omenești, ca să glumesc, să parafrazez. Da, miorlăială, nu-i nimic, miorlăială. Nu-mi interzicea, ia gura, ia termină cu... Că simți nevoia să miorlăie. Nu știu dacă e bine, că chemăm acum imediat un pedagog și un parentolog și un psiholog și un log și ne spune că nu e bine. Nu fi fost bine așa. Așa, acesta a fost răspunsul pe care ei au putut să-l dea vieții. Și l-au dat. Și răspunsul este și aici. Și n-a fost totdeauna atât de rău. N-a fost, parcă una peste alta, așa. N-a fost. Asta nu înseamnă că nu-mi e din când în când atât de înspăimântător de el, de mama. De dor. De dor de ei. M-aș sfătui că zic cum să
Spune-mi tu traducerea cuvântului, spune-mi tu traducerea, soluția problemei, astea. Gândește-te, Maia. Și mai scrieți în carte despre cât de greu vă era să ascultați la radio cântecul Măicuța mea, al lui Dan Spătaru. Da. Nu se putea, se lăsa cu plâns. Și erați mic atunci? Eram mic atunci. Și plângeați ascultând versurile lui Dan Spătaru? Da. Să știi, Măicuța mea, că port icoana ta oriunde și oricând, te port cu mine în gând, te aud cum încântai, și să mai știi că îți mulțumesc, Măicuța mea. Nu știu bine. Dar de unde venea la... nu știu, 4-5 ani cât aveați? De când îmi amintesc, sunt lucruri pe care mi le... sunt de lucruri unde pe care... venea emoția aia atât de puternică cât la vârsta aia să plângeți la un cântec despre Măicuța pe care o aveați permanent? Aveam permanent. E, aici așa, asta e o poveste, pentru că mama lucra, tata stătea acasă și se ocupa de mine, pentru că... prin forța lucrurilor sau nu, sau da, fusese dat afară, tata a fost asistent universitar la Catedra de Matematici și a îndrăznit și a criticat regimul senin și pe față, supraviețuitor al Holocaustului, trecuse încât nu-i mai putea fi frică de nimic. L-au dat afară. L-au dat afară în sensul că n-avea niciun fel de servici. Tata n-a avut pensie, n-a avut nimic. Tata n-a vrut să dea în judecată statul român, deși au venit și mi-au spus și au găsit dosarul și au găsit fel la Politehnică, la Institutul Pedagogic. Cum și unde și de cum a fost dat afară. Și ar fi fost îndrept, în titră, să pornească o acțiune. A spus, n-a făcut-o. Nu. Să plătească cine pentru situații. Și uite așa, un intelectual cu 7 limbi pe care le traducea, scrie. Traducea cărți cu asta. Dar mama era cea care punea pâinea pe masă, zi de zi, lună de lună. Și de aici era dorul? Da, de mama, pentru că mama lucra. Mergea, apoi când nu mai era, când era bătrână deja, mă rog, avea 40 de ani, era o bătrână de 40 de ani, glumă. Da, ia ca așa, le-a lăsat pe toate în urmă și... tocmai se construia atunci, era miezul, mijlocul anilor 70, așa. Da, eu eram așa în prag de adolescență, eu sunt născută în 62, 74, așa, cam așa, nu-s bună, nu mi-s bună la date, nu vă bazați pe mine. Și a lăsat mama tot în urmă ca să dea concurs pentru a ocupa un post la ICI, Institutul Central de Informatică. N-avea dosar bun, avea rude în străinătate, avea aia, o chema Morgenstern, soțul-i fusese, bărbatul ei fusese dat afară la Institutul Central de Informatică, era clar ce fel de dosar avea ea și bărbatul ei. Și eu atunci habar n-aveam. N-aveați cum să descifrați? Nu știam. Ce-ți trebuie? Adică ce-ți trebuie. A, da, era mai aproape, era undeva pe Miciurin, cum se cheamă, bulevard. Mă rog, aproape de unul mai pe unde stăteam, era mai aproape, veneam. Da, de acum eram adolescentă și nu mai îmi trebuia nimic, și îmi trebuia să merg singură cu autobuzul la școală și la nu știu ce. Dar ce frumos, Maia născută pe 1 mai și copilărind pe 1 mai, pe bulevardul 1 mai. De la 7-8 ani, că până atunci am locuit pe strada Occidentului, în Buzești. Și revenind la povestea cu mama, iertați-mă că v-am întrerupt. Nu, că îmi face plăcere, că toate astea le vizităm cu plăcere, poveștile astea. Ce nu pot să spun, ce nu vreau să spun și nu pot să spun, nu spun. Sunt absolut convins. Mama muncea. Și a fost o vreme, spune legenda, poate că o fi, o să verificați dumneavoastră, că spun drept să mă laud. Și pot să mă și laud cu mama, nu-i niciun păcat, nu-i nicio crimă. Când economia, planificarea economiei stătea și pe umerii ei. Și când un computer era așa cât...
Cât camera asta cât, poate de două? Toți pereții. Da. Uh-huh. Toți pereții, așa. Poate mai mare, mai mult și programarea și planificarea și Fortran și Cobol. Cartele, îmi dădea să mă joc cu cartele care nu mai erau bune. Roz și turcoaz și vernil unele și uh-huh. era. Și mă jucam cu ele. Cu niște găurele așa prin ele. Deci mama era, cum s-ar spune acum, IT-istă. Bine. Înainte de Bill Gates, înainte de Steve Jobs. Și din când în când se înfundau toate alea și mergea și zile și nopți întregi și mergea și o lua înapoi pe firul. Uite, apropo de povești care nasc alte povești, asta e una dintre amintirile pe care nu mi le-am mai amintit de foarte mult timp. Mama, care avea treabă la Institutul de Calcul, mergea o dată sau de două ori pe săptămână acolo, venea cu cartelele alea toate perforate. Vedeți? Și erau jucăriile mele și ale surorii mele. Vedeți? Nu mi-am adus aminte de foarte mult timp de treaba asta. Da. Cartelele perforate. Dar nu m-a dus niciodată să văd cum arăta un calculator, doar îmi imaginați așa, de dimensiunea unei tipografii, adică pentru mine un calculator era ca o tipografie pe vremea. Pe mine m-a luat și... Ei, acum nu m-a luat, nu l-ai fi văzut eu pe toate. Dar odată mama a organizat... am obținut aprobarea și am vizitat cu școala, cu clasa, cred, nu chiar cu școala, dar cu clasa. Și să ne întreba acolo, să ne gândim. Era și un joc, am făcut și un joc, să testăm calculatorul, să ne gândim la o țară sau la un oraș și să vezi că ne ghicește. Nu se poate. Și când a început, apropo de pusul întrebărilor, e acolo și ea... Nu, uite, o fi, în ce țară, ce curge, ce râu, ce asta, ce e sus. Și ce a zis calculatorul? A ghicit. Nu cred. Da, da, noi... Și am vrut să, deci să păcălim calculatorul, sau nu unul dintre, poate că eu, am vrut să păcălim calculatorul, să-i dau un răspuns că nu e cu tare, pentru că localiza totul prin eliminare... Uh-huh. Da. Și i-am dat, nu e, da? Răspuns, ori nu știți, nu știu ce, un răspuns, ori venea răspunsul și ea, ori nu știți geografie, ori nu v-ați gândit. Asta v-a spus calculatorul. Deci pe când noastră ați trăit și povestiți în momentul ăsta zorii inteligenței artificiale. Ei, da, așa cât s-a putut în anii 70. Vă e teamă de dezumanizarea asta, odată cu dezvoltarea tehnologiei, a inteligenței artificiale, a algoritmilor care ne dictează uneori alegerile în viață. Da. Îmi interzic să-mi fie teamă, că și bunicii era teamă când mă vedea că merg cu genunchii goi, că purteam mini. Și bunicii era teamă că o să mă îmbolnăvesc și nu o să mai am copii și nu știu ce. Ne teamă, ne gestionăm temerile și fricile și o să supraviețuim. Păi, da, așa aș vrea. Și mă refer aici la, nu știu, roboți, la tot ceea ce spun unii misionari, alții profeți ai acestui viitor. Așa? Sunteți relaxată cu asta, nu? Sunt foarte fericită cu mașina mea de spălat. Foarte fericită. Mașina sunt cum așa. Care e smart, bănuiesc, adică mașina mea de spălat e mașina, sunt atât de fericită cu ea, am bani în permanență în casă pentru înmormântare și pentru mașina de spălat. Dar aveți modelul ăsta nou, mașina inteligentă pe care o programați din smartphone sau? Nu. Au apărut niște modele pe care, adică nici nu mai trebuie să sortezi rufele, poți merge să... mașina mea, le merge, vârte, merge. Atunci bag rufele, punem detergent. Nu conectați prin Bluetooth, nu? Așa. Și îmi place să fac curat, mi-e drag și aspiratorul meu, iubesc foarte mult. Da, aveți un aspirator wireless sau? Cum? Tij, așa, acum în perioada de mală mă sprijineam ca vertical. Un baston, așa. Ăla verticală, model printre modelele noi. Nu, generațiile... Tot a devenit smart în jurul nostru, nu știu dacă ați observat. Oh, da! Și nu mă refer la oameni aici, mă refer la
ca eu oameni observ, smart și da? Bun și mă ne distrăm grozav. Ia uzi cum râd oamenii ăștia aici lângă noi. Or fi smart și... Da. A, da. Mi-ar plăcea să apară și modelul ăsta de smart oameni. Până nu se strică iremediabil ceva, nu se schimbă. La ce vă referiți, Carmen? La tot. Nu se schimbă mașina de spălat, de-a dragul de a se schimba mașina de spălat. Dar o iubesc pe mașina de spălat, că nu trebuie să stau cu mâinile în apă înghețată rece, cum am stat la Piatra Neamț, cum se deformau degetele, că n-aveam mașină de spălat pe atunci și apa o încălzeam cum o încălzeam și nu știu ce. Sunt foarte fericită că cearșafurile, tricourile, nu știu ce, se spală și se primenesc. S-a făcut un studiu și concluzia pentru care, concluzia că noi acum stăm la temperaturi mult mai mari în case decât vecinii noștri europeni. La românii întotdeauna sunt 24-25 de grade, nu știu, europenii înțeleg că stau pe la 19-20 de grade în casă, cam asta e media, și concluzia e că noi setăm temperatura mult mai mare în casă din cauza faptului că am stat foarte mult în frig. Cine am stat, dragul meu? Noi, români. Cine am stat? Cine am stat? Poate părinții noștri? Eu țin minte frig și în eu casă. Țin minte și sunt mai mare decât dumneavoastră cu 40 de ani. Exagerați. Da, normal, v-am promis că voi exagera de multe ori. Da, pentru că avem niște șansuri pe cap, în cap, pe suflet, în minte, în niște amintiri ce declanșează noi emoții, senzații, frig. Da, încep să tremur numai când nu știu ce. Că ce să facem? Iar o să chemăm un terapeut și un psiholog și un sociolog care o să ne explice ce cicatrici avem pe suflet, pe memorie. Se poate. Generația copiilor mei, cred că e prima generație care nu a făcut frigul în case. Da. Deși se spune că în București încă nu e căldură în case. Mă rog. Eu dorm cu geamul deschis. Da? Da. Dar trebuie să fie căldut. Îmi creez în jurul meu cu pătura, cu plapuma și nu o să intru în alte amănunte, dar în jurul meu se creează imediat în jurul meu, dar aer trebuie să intre, aer proaspăt, aer recișor. Nu folosesc atâta cât pot și pot și pot, nu folosesc aerul condiționat. Și aici ține și de felul în care ne construim casele. Ba băgăm, totul fâșâie. Ba căldură, ba răceală, ba totul fâșâie. Și căldura și frigul sunt însoțit de un fâșâit, care aduce căldura, aduce frigul, aduce nu știu ce, aduce nu știu cum. Și nu suportați să aveți fâșâit în jurul nostru. La un moment dat constați că nu-l mai auzi. Așa este, ne obișnuim cu el. Da. E, renunț eu la fâșâitul ăsta și... Așa cum eu sunt absolut convins că majoritatea dintre noi nu mai observăm zgomotul orașului. Probabil. Dar asta nu înseamnă că nu-l simțim. Probabil, da. Sau resimțim. Mm. Am citit în cartea dumneavoastră că moștenirea dumneavoastră sunt vorbele pe care vi le-a spus tata. Să nu uiți, să povestești copiilor mai departe. Și ceea ce v-a spus bunica dumneavoastră, să nu urăști. Da, asta mi-a spus, dar eu nu mi-amintesc să-mi fi spus asta, pentru că bunica paternă a murit când eu eram foarte mică și bunicii materne au plecat din România, au făcut alia în statul Israel când eu aveam 5 ani. Deci sunt amintiri, dar sunt puține. Da, și asta am înțeles de la tata. Eu fac greșeli ca părinte pentru că mă ofilesc. Mă ofilesc când, ai domne, mai lasă-mă în pace, nu e... A, da? Iar începem cu, ei nu. Ei nu. Mă lăsau să dau din picioare și din să bat
și se relua povestea și încă o dată și mai departe povestea. Povești care acum vin la suprafață, povești care acum se potrivesc ca într-un leg, da? Nu, puzzle. Și capătă sens și semnificație. Și povești care cred că au format ceea ce se numește o conștiință. Da. De unde veniți? Și cred că da, cred, sper. Sper. De ce e important să le povestim copiilor noștri? Din același motiv pentru care acum pentru mine e important, concluzii n-aș generaliza și n-aș trage eu concluzii, dar e de făcut lucrul ăsta, e de asumat și o povară nu totdeauna foarte ușoară. Și adolescența e o perioadă complicată și furtunile adolescenței și, bă, așa mai bine nu mai zic și a nu renunța atunci când e totul bine și funcționează. Și sunt, har Domnului, astfel de perioadă. Și bănuiesc când spuneți asta, vă referiți la faptul că tata v-a spus, nu știu la ce vârstă, sau când a considerat că sunteți pregătită, sau că puteți înțelege asta, v-a spus ce a însemnat Holocaustul și v-a spus-o dumneavoastră ca să spuneți mai departe, astfel încât ororile alea să nu se mai întâmple niciodată. Pentru că dacă noi nu spunem din generație în generație poveștile alea, la un moment dat vor veni niște generații care nu se vor trezi într-o astfel de situație. Și pentru asta mi se pare important, dar nu în sloganuri, nu cu în dictoane, nu pornind de la nu cu concluziile a pornit. Așa, asta e. La concluzia am ajuns eu când am putut, povestindu-mi fapt. Probabil că sunt un om al concretului și mai puțin al conceptualizării. E foarte posibil, așa sunt eu. Dumiririle au fost ale mele. Uh-huh. În timp n-a pornit cu semnul exclamării. Tata, el însuși, cum spuneați, fiind un supraviețuitor al Holocaustului și având rude care... Bunicul meu a pierit în timpul Holocaustului. Tata nu l-a... Asta mai poveste. În București? Nu, la Auschwitz. Bunicul patern, Aron Morgenstern, nume Aron, pe care îl poartă și fiul meu, Tudor Aron Istodor, bunicul meu, Aron Morgenstern, a murit la Auschwitz. Tata nu l-a căutat niciodată. Și iarăși adolescență, chiar și aveam, cred că și 20 de ani, nu mai eram chiar adolescent. Nu puteam accepta, nu puteam înțelege și în general mă certam și întrebam pe mama că să nu iasă scandal cu tata. Dar cum se poate? De ce nu la cum se poate așa ceva? Și în fine, și după aia și după 89 am întrebat, bun, acum e altfel, se poate de, și vorbi și discuta și căuta și alte metode și alte arhive și alte metode de căutare. Și mama mi-a spus, aveam deja peste 25 de ani, 27 de ani, la un 89, nu știu ce, duse-a, tatăl tău își așteaptă tatăl. Nu, asta nu pot să-mi spui așa ceva acum. Tata, un om logic, un matematician, astea sunt niște motivații, niște pretexte așa de... Da, îl așteaptă. Și a așteptat și mama sa, cât bunica paternă, cât a trăit, ei l-au așteptat, sperau să vină și și-au asumat, apropo de asumat, asumat lucrul ăsta. Poate că într-o zi să sune la ușă, dar e un om bătrân, dusea, tata era deja un om în vârstă. Nu s-ar fi putut nicicum, după nicio... Atâta vreme cât... Și asta era explicația tatălui, pe care și-o asuma atâta vreme cât nu știu cu date concrete că a murit, că nu mai există, eu încă l-aștept. Iar eu l-am găsit pe bunicul, l-am căutat și l-am găsit pe bunicul în arhivă pe listele celor asasinați la Auschwitz. După ce a trecut tatăl dumneavoastră? Sau nu, în timpul vieții? Nu, trăia încă. Și a spus? Da,
Și am spus, filmam pentru, dacă pot să povestesc asta, o amintire, filmam pentru doamna, am înțeles. Puteți povestiți orice, da. Absolut orice. Filmam pentru doamna Marta Mesaroș în filmul A șaptea cameră la Septième Demeure, un film despre Edith Stein, o femeie dintr-o familie evrească tradițională, discipol al profesorului Husserl, fenomenologia în anii 20, care din proprie convingere a trecut la creștinism, s-a călugărit mai mult, intrând într-un ordin foarte sever al carmelitelor. Ea a fost călugăriță într-o mănăstire, a fost deportată în timpul celui de-al doilea război mondial, în timpul Holocaustului, din Olanda, și a murit la Auschwitz. Călugăriță creștină, carmelită, a murit la Auschwitz. E, doamna Marta Mesaroș a făcut un film pe această temă, cu acest subiect. Eu am fost chemată să o interpretez pe Edith Stein și am filmat la Auschwitz. Noi, când am filmat la Auschwitz, permisiunea ne-au dat, ni s-a acordat permisiunea să filmăm numai între cele două garduri de sârmă ghimpată. De vizitat, evident că se putea vizita, și am vizitat și eu locurile acelea, dar de filmat concret numai între atât, acela era locul de atât. Vreți să filmați aici? Bine, nu vreți, asta, pentru că fac o paranteză la paranteza parantezei, devenise Auschwitz un fel de Hollywood pentru orice fel de film. Bun, și într-o pauză de filmare, așa cum eram îmbrăcată, costumul personajului, m-am dus să vizitez și să stau de vorbă la arhivă. Și evident, de acum vorbim după anii 90, mult, și altele erau metodele de căutare, de cercetare, de a găsi, și m-am dus să stau de vorbă cu fereală, că nici nu știam. Ulterior, e de înțeles că probabil că mii, milioane de oameni vin și nu știu exact ce, cum caută. Se și simt de... Și am spus, nici nu știu bine cum caut, ce caut, iată bunicul meu, și așa, și așa am descris. Când s-a născut, nu știam care a fost data nașterii bunicului meu, se vorbe. Și am dat telefon, erau telefoane cu fise. În Polonia erau telefoane cu fise și aveam, și am dat iarăși cu fereală, cu grijă. I-am spus, mamă, sunt la Auschwitz. S-a lăsat. Doamne, ce am zis? Da, filmam la Auschwitz. Când i-am spus, mami, a căzut iarna așa pe telefon, nu știu cum. Erați prima oară la Auschwitz? Da. Da. Nu vizitasem până atunci și așa. Așa. Mama știa unde sunt, ce filmez, așa. Și zic, uite, întreabă-l pe tata, întreabă-l pe Dusea când s-a născut bunicul. Da, ai grijă să... Pentru că existau momente când tata devenea o furtună, un vulcan, un tsunami inexplicabil pentru mine copil, pentru mine adolescent. Acum începe să... Da, atunci... La ce ați povestit? Mă speriam, nu înțelegeam, nu știu ce, iarăși o teorie, dacă vrea cineva să dezvolte parenting și nu știu ce. Asta e situația. Așa a fost să fie. Da. Bun. Tata nu știa, nu mi-aduc aminte. Mă sun pe sen și zice, tata, nu mi-aduc aminte. Acum ce să fac? Cum se poate, cum nu se poate? M-am întors înapoi și zic, am vorbit cu doamna aceea, doamnă, nimeni nu-și aduce nimic, aminte nimic, îmi pare rău, v-am făcut să pierdeți, pardon. Nu așa? Și a căutat și locul, apropo de găsit, computer, inteligență, algoritm, poate că nu e totdeauna atât de rău, poate, nu știu, eu n-am concluzii. Și l-a găsit pe bunicul, dar zice, așa, Aaron Morgenstern, născut... Dar zice că de profesie era cizmar. Ori eu știam de la tata că fusese director de bancă, Banca Agricolă din Galați. Și iar îi dau telefonul tata și uite așa, și-au găsit Aaron Morgenstern, născut la data de... Dar zice că aici
poate cu o coincidență, cine știe. Zice că e de profesie cizmar și tata mi-a spus Ielie, a mințit că e cizmar pentru a se face de folos. Crezând că așa va scăpa. Da. Cei care, mă rog, ulterior m-am documentat, am citit, am învățat, am aflat și eu cum, cât s-a putut, totdeauna e loc de mai mult și nu mă alint acum. Dar n-am mai vorbit despre asta. Adică... Când v-ați întors în țară, n-ați mai vorbit cu tata despre asta? Nu. Nu. Da, e fabulos cum tatăl dumneavoastră și-a creat un sistem prin care a preferat să trăiască zi de zi cu speranța că tatălui se va întoarce bunicul, da, decât să aibă informația că este mort. Da. Da. Așa, că te minți singur, că nu știu ce, că una, că alta. E, asta a fost. Așa, dacă vă povestesc eu, povestea asta v-am povestit-o eu. Că o fi bine, că o fi rău, că nu se poate așa, că prefer adevărul, nu știu ce. El așa cred a fost. Cred că dumneavoastră îl citați pe Oscar Wilde în carte, că a spus că adevărul... Întrebările. Adevărul pur și simplu... Pur. Iar rare ori pur și niciodată simplu. Da. Oscar Wilde sau show sau nu mai știu ce. În fine. N-aș fi vrut să răscolesc asta, dar mie mi se pare că sensul e următorul, că întotdeauna când afli o fărâmă sau vezi o fărâmă din viață, întotdeauna e bine să afli toată povestea. Pentru că la începutul acestui an a fost acea postare a dumneavoastră pe rețelele sociale în care foarte puțină lume a înțeles exact de ce v-a deranjat la o întâlnire care n-avea nicio legătură cu... Da. De ce v-a deranjat faptul că niște oameni au vorbit în termenii ăștia de jidan, de... Da. Fără să fiți dumneavoastră implicat nu, în discuții. Nu, n-am susținut și nici nu susțin că mi s-ar fi adresat cineva mie. Nu. Acum cred că au ascultând povestea asta, cred că e foarte clar că orice astfel de cuvânt poate să deschidă niște răni. Da. Și că e foarte fină această poșghiță pe care noi uneori călcăm cu bocancii. Da, dar uneori se întâmplă să nu vrei să faci lucrul ăsta și totuși poți declanșa durere. Poți provoca durere și dacă e durere, e în dreptul meu și datoria mea să o spun, mă doare. Păi de ce te doare? Păi uite... Pentru că mă doare. Și de obicei o traumă nu trece după o generație, după două. Eu știu. Dar mă reîntorc și vă spun, în urmă, e deconstruit mai departe. Tatăl meu, nu știu dacă a făcut bine sau nu și pornesc de acum, iarăși mă întorc către dumneavoastră, a nu-ți judeca, condamna nicicum. Părinții, n-a cerut despăgubiri pentru ceea ce a pătimit. Cât de puternic era tatăl dumneavoastră, n-a cerut despăgubiri pentru bunicul dumneavoastră, ori de la Auschwitz, n-a dat statul român în judecată pentru că a fost dat afară din serviciu, cum se spunea pe vremea aia. Da. Și în același timp mama a aplicat, a făcut cerere pentru despăgubiri, pentru că a fost discriminată, pentru că a fost dată afară din școală. Mama era cu 7 ani mai tânără decât tata. Uh-huh. A prins, era adolescentă, era așa, fată de 14-15 ani în timpul Holocaustului. Uh-huh. Și a fost discriminată și a fost dată afară din școală. Și avea toate familia, avem documente care atestă faptul că au fost scoși la muncă forțată.
Mama a aplicat pentru a primi despăgubiri. A fost absolut în regulă în casă. Nimeni nu certa pe nimeni pentru că nimic. Fiecare făcea așa cum îl îndemna sufletul, conștiința, judecata, evaluarea. Era democrație într-un moment în care... Da, tată, era, la noi era democrația, aveam la letră. Tata se ocupa de mine acasă, după cum v-am povestit, și mama merge la serviciu. Ce ați dat copiilor sau ce le-ați povestit copiilor exact așa cum a fost? Pentru că spuneați în mai multe rânduri, inclusiv în conversația noastră, că n-ar trebui să vorbim în slogan, în lozinci... N-am fost întotdeauna în stare. Nu, n-ar trebui. Bine ar fi, ideal ar fi să îngăduim celor apropiați nouă, copiilor din jurul nostru să ajungă. Da, asta se chema pe vremea bătrânilor maieutică. Asta, cu asta se ocupa taica Socrate puțin mai devreme. Glumă, 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 glumă. Ajunge tu însuți a nu înghiți găluști și concluzii și idei prefabricate ce ușor se pot transforma în prejudecăți. Așa e, ca așa zic eu. Credeți că trăim pericolul ăsta? Păstrând proporții. În lume? Da, am trăit întotdeauna. De acolo a și pornit, că vor, cred eu, zic eu așa, din ce am mai citit de taica Platon și oamenii ăia de se ocupau, scriau ce mai vorbea Socrate din plimbările lor. Hai să ajungi la niște concluzii tu însu, o să-ți facă mai mare plăcere, o să-ți facă mai bine, o să fie victoriile, triumfurile tale. Așa cum bucuria este când rezolvă o problemă de matematică. Ce ne trebuie atâta de trigonometrie? Greu a mers și n-a mers și nu înțelegeam. Acum, cât am fost bolnăvioară, mă mai uitam diminețile la televizor pe lecții. Teleșcola. Da, emisiuni cu rezolvare de probleme. Pe la clasa 8-a încă mă mai descurcam așa, mai departe, la analiza matematică, asta țin minte, da, multe verigi îmi lipsesc. Dar cu cât bucuria de a rezolva însuți o problemă de matematică, cum îți umblă mintea, satisfacția, ce mă lumina, mergea greu, ce mă lumina, aritmetica a fost cea mai grea. Știu ce spuneți, vă înțeleg perfect. Rezolvarea cu segmente față de rezolvarea algebrică mi s-a părut atât de nedrept. Să ai rezolvare algebrică și să mă pui în clasa a patra și a treia să rezolv problemele prin metoda aritmetică cu când ai regula de trei simplă. Nu, am luat-o foarte personal. Glumă. Mare bucurie. Dar e foarte fain că în continuare vreți să învățați, să cunoașteți. Îmi face plăcere. Și așa complicat. Nici în asta nu e. Așa trebuie, cu un crâncion, cu lințe. E atât de mare bucurie. E așa grozav. Să înveți la orice vârstă? Da. Da? Eu știu, la orice vârstă. La 60 de ani e foarte plăcut. Mamă! Să mai deschide o ferea, să mai trage o perdea. Mare bucurie. Ce frumos. Așa? Trebuie. Nu știu dacă trebuie, nu știu, nu trebuie. Mie îmi face bine așa. Îmi era așa dor să am în față un om care vorbește cu ochii umezi. Cineva zicea despre dumneavoastră că vorbiți și atunci când tăceți. Și ar trebui să mai tac și când vorbesc? Nu. Glumă. Sunt copleșit de această întâlnire. Mulțumesc frumos. Și aș vrea să nu se mai termine. Dar abia ce am început de o oră. Da. Ați scris că sunt trei lucruri pe care să nu le spui pe lumea asta. Nu te teme, iubește-mă și nu fi prost. Nu le spune niciodată. Zicea bunica. Zicea tata că zicea bunica. Păi, dacă îi spui cuiva ești prost, o să te creadă? Niciodată, dar o să-l ai adversar sau o să... Veșnic. Da, veșnic. Ajută la ceva? Mm.
poate îl poți lumina și iarăși nu plin sloganuri și iarăși nu rănindu-l, jignindu-l, lovindu-l, îndepărtându-l complet. Complet, complet, poate de la miezul. Ar fi avut suficiente motive mama să-mi spună, mă, părinții, mama, când hai să facem lecțiile la matematică, nu știu ce, ești proastă. Credeți că mi-a spus-o? Sau dintre profesori? Niciodată. De unde s-o luăm? Cum s-o luăm? Dar eu ce mi-or lăiam? Tu nu înțelegi problema? De ce între etajul 2 și etajul 1 nu e niciun etaj, dar 2 minus 1 egal 1? De ce? De ce? Da? Și-o luam de la început. Și nu mă arunca de la balcon. Iubește-mă dacă îi spui unui om și el nu te iubește. Poți să faci ceva? Nu există cu forța, nu? Asta era de părere bunica mea și poți să... Iubește-mă. Acum să... Mai am un pic de treabă. Poți să te iubesc în 5 minute, știi? Să cerșești iubire. Să impui, să dai comenzi. Să e cam imperativ așa, e la iubește-mă. Acum, gata. Să trăiți. Și nu te teme ca rostire. După cum judec eu, și probabil că asta voia să spună și bunica, e un fel de a evita pericolul să induci și mai mult teamă. Da, asta era, așa credea. Și cumva înțeleg tare bine lucrul ăsta. Da, ați spus, eu mă pregătesc zilele astea, că pot să vă spun că simt că suntem, s-a creat o apropiere așa, un spațiu. Zilele astea, cel mai mare stres al meu este faptul că peste o săptămână am prima mea prezentare la o conferință TEDx. Și întâmplător, sau nu, pentru că nu există nimic întâmplător, am dat peste o prezentare de-a dumneavoastră la TEDx, în care ați vorbit despre frică și despre faptul că frica ar trebui să fie aliatul nostru. Cred că da, în continuare, cred că da. În ce fel? A o... Îmbrățișa? Înțelege. A încercat să o întreb de unde vii. E cam metaforic, e cam așa. De unde vii? Cum vine? Odată m-a întrebat cineva, eram la o filmare, ceva, într-un filmare de noapte și greu și nu știu ce, și am dat în formă cu actori străini, cu echipă străină, cu o producție, și m-a întrebat la ce apertu, așa cum vorbeam pe englezește, cum să putea, cam de aeroport englezească, dar în fine. Iar valintați, dar îmi place. Normal! Și la ce filme, până unde e gradul de suportabilitate sau unui film horror, la ce, până un... Cred că la orice, cu sonorul dat la zero, la... Aha. Sonorul tăiat. Cred. Că gust stilul horror și nu... Nu chestiune de gust aici și aici nu discutăm. Dar cred că la orice. Cu sonorul dat la tăiat. Sonorul tăiat, cred. Că am încercat. Mă speriau și neavând televizor mai mergeam la câte o mătușă, la Dorohoi. Tantilea avea televizor, că erau vânzători. Fusese magazinul lor, mă rog, dar ei acum vindeau televizoare și aveau... Deci fata de la București se ducea la Dorohoi ca să vadă... Era familia, era familie, nu foarte des, dar mergeam și acolo aveau televizor. Și îmi puneam mâinile în urechi, că mă speriau, scenele de suspans mă speriau, zgomotul sonorul, mă rog, coloana sonoră mă speria. Și atunci aș chestiona frica. De unde vine? Ce mă face? Ce mă atenționează că ar trebui să apăr, să protejez? Ce e
de înspăimântat, ce e vulnerabil, fragil în mine, să întăresc, să apăr, să mă întreb ce aș ascunde, ce... în sensul ăsta, frica. Deci nu încercați să fugiți de ea. Păi degeaba fug, că ea fuge mai repede decât mine, mă urmărește. Dar dacă aș încerc, nu totdeauna înseamnă că și reușim și trăiesc așa, bă, nici nu calc pe pământ, umblu așa. Asta nici nu pomenea. Cred. Nici pomenea, singur. Și aveți dreptate să nu credeți. Însă îmi spun multe despre vulnerabilitățile mele, nevoile mele, neîmpăcările mele, jalea mea, conflicte nerezolvate. Frica. Frica de ce m-aș face acum dacă m-ați întrebat de nu știu mai... N-aș vrea să. Foarte bine. Citeam într-un interviu pe care l-ați dat că v-a fost teamă în momentul în care ați fost chemată să țineți niște conferințe în fața unor studenți în limba engleză, v-a fost teamă de bâșbâială și de bâlbâială. Da, și de în franceză și mai și. Și v-ați pregătit atât de mult. Așa e. Și mă gândesc că asta, de fapt, este ceea ce se numește îmbrățișarea acestei frici, pentru că putea să fugiți de ea și să spuneți nu mă duc. Da, dar asta ce mi-a arătat mie atunci, o fac pe deșteaptă acum, faptul că nu sunt chiar, nu stăpânesc limba engleză atât de bine încât să, faptul că sunt bântuită de emoții, faptul că în și așa va fi, depind de percepția și de acceptarea celorlalți. Atunci, ce am eu de făcut? Să mă pregătesc. Frica mi-a arătat care sunt zonele sensibile, vulnerabile, nepregătite, unde trebuie insist. Și oricând mai e. Deci fricile îți arată mai multe lucruri despre tine, după de fapt, să te cunoști. Părerea mea. Nu mă erijez acum nici în guru, nici să e de făcut așa. Așa aș face eu, așa mi-a fost mie bine, așa m-am simțit apărată, pregătită, respectând pe cei care vin în fața mea, să se uite în gura mea, să asculte. Știți de ce vorbesc asta? Pentru că, sau păs atât de tare pe asta, pentru că mi se pare că trăim într-o perioadă în care avem nenumărate căi de ieșire din frici. Adică putem să evadăm. Mi-e frică să mă întâlnesc cu tine, nicio problemă. Am atâția prieteni pe Instagram. Mi-e frică de, nu știu, cearta șefului, nicio problemă, mă duc și mă angajez altundeva. Adică putem să fugim pentru că există atât de multe bule în societatea din ziua de astăzi. Și fugim din bulă în bulă. Dar societatea de ziua de ieri, nu. Eu cred că și... Da, la fel era? Eu cred că da. Eu cred că da. Că se numea altfel, că era mai puțin vizibil, că era mai puțin... Dar cred că da, cred că era la fel. Greșesc? În momentul ăsta, de ce aveți teamă? De foarte multe lucruri. Și pentru asta m-a și pregătit de neputință, de neputința pe care o aduce bătrânețea. Acum poate că am mai și spus că nu sunt eu acum foarte originală. Mi-e teamă să nu fiu o povară. Pentru cei de asta mi-e foarte teamă să nu fiu o povară și atunci pentru asta încerc să am grijă și să-mi pregătesc și mintea și trupul și eu cred că pot într-o oarecare măsură, că altfel o să vrea destinul sau dar ce s-o mai... Cum poți să te pregătești pentru asta? Citesc, mă plimb, mă hrănesc sănătos, ceea ce înseamnă pentru mine, n-aș vrea să sune și să faceți așa, iată calea. Nu. Nu, că nu e cu profeții podcastul ăsta. Nu. Atentă, tare atentă la nevoile reale ale ființei, ale trupului meu, ale minții mele, ale emoțiilor mele. Care e
care, ce am nevoie acum? Acum am nevoie să dorm. Acum voi căuta, voi, nu putem întotdeauna, așa e. Voi căuta o modalitate să dorm. Acum trebuie să merg la baie. Acum mă voi duce la baie. N-am să reprim. Stop, cut, mă duc la baie. După o scurtă pauză ne-am întors, pentru că e ceea ce am învățat din spusele Maiei, că nu e bine să reprimăm. Ar fi folosit la ceva? În afară de o suferință și de o tensiune și de o nemulțumire și de s-ar termina mai repede, unele sunt gândurile și altceva vorbind, ce lucruri minunate și altă, un fluviu întreg, hai domne, odată că nu mai pot altceva, cu totul altceva îmi doresc, cu totul altceva am nevoie, dar noi povestim acum că viața ce lucru minunat e. Iată, ne-am reîntâlnit și noi suntem și deci cu discreții și cu demnitate și dacă cu vreți să deferenți. fluierați, dacă vreți să dormiți și cu grijă de a nu-i necăji mânia, contraria brusca pe ceilalți. Faptul că am o nevoie reală, am nevoie de ceva, setea, mie sete, nu înseamnă că vă iau paharul dumneavoastră. Nu v-aș lua paharul dumneavoastră, ci aș exprima dorința. Mi-e gura uscată, am nevoie de apă, de... Mi-e sete. Puteți să împărțiți acest pahar cu mine sau... Sau un moment, mă duc să-mi caut puțină apă. Dumneavoastră, nu vreți, nu trebuie. N-am cum să vă oblig. N-am de ce să vă oblig. O să găsesc o leacă de apă să beau și eu. Cea mai mare nevoie pe care o aveți acum este de liniște, mi se pare. Nu? Nu m-am gândit, nu cred. Cu siguranță am răspuns odată și au fost nemulțumia. Spuneți-ne ceva fără de care n-ați putea trăi. Aer. N-am dat răspuns, atât e scurt. Să așteptau la un răspuns. Cred că fără aer n-ar merge. N-ar merge deloc. Fără apă n-aș putea. Și așa mai departe. Dar fără... Deci n-aveți un citat de motivațional la asta? Nu. Nope. Bun, merge mai departe. Nope. Nope. Dar prin furtuni mai sunteți dispusă să treceți? Nu aș prea vrea. Da. Și când mă refer furtuni acum, nu neapărat profesional, deși sunteți în continuare activă și pe scenă, și în spatele scenei, și în birou, și... Cât se poate. Iar funcția asta mi se pare că presupune și să treci prin furtuni. Da. Nu neapărat să le... Da. Să produci valori, dar să faci față valurilor. Odată, da, odată, nu, odată. Aici mai avem de lucrat. Aici răbdare și tact și înțelepciune. Și înțelepciune, răbdare, tact, trebuie să coacă timpul. Ai văzut o soluție, ai înțeles-o, au impune cu forța în calitate de manager temporar ce mă aflu, au impune cu forța, nu duce decât la dezastre acum, niciun rezultat bun. Nu, bă, da, v-am spus eu, expresia, atitudinea, bă, v-am spus eu de acum o lună, o săptămână, un an, nu folosiți niciodată asta ca... Folosesc că mi-s și eu o femeie slabă, un om nu bun, n-aduce nimic bun, nu folosește, ajută la ceva, nu. Și aici mai avem de lucrat la răbdare, la tact, la înțelepciune. Dar vii tare drag proiectul ăsta, vorbesc despre Teatrul Evreiesc de Stat, povestească
Au fost ani în care jucați cu 2-3 spectatori. Cu 2, da, au fost ani în care am jucat. Acum, prin forța lucrurilor, s-a mai întâmplat așa și pentru experiența asta au mai trăit-o și alte instituții, alți colegi, da, am jucat pentru un spectator. Eu știu cum e. Și dacă al altă... Despre ce e... am vorbit? Ce 80. 80. 80. Un spectator. Un spectator, doi spectatori. Sigur că am putea dezvolta, băi, atunci ce rost mai... Da, atenție că aici și aici avem capcane multiple, cărora trebuie să știm să le facem, în sensul de a ne gândi. Dar de ce mai trebuie atunci instituția asta? Dar de ce mai trebuie teatrul ăsta? Dacă nu trebuie decât unui singur om. Dacă nu e relevant, cum s-ar spune. La ce? La ce bun? Nu pierdem mai mult? Nu este o risipă? Nu, degeaba? Poate că nu. Poate că nu. Poate că menții vie o tradiție. Nu transform într-un muzeu al figurilor de ceară o întreagă moștenire culturală pe care ai primit-o, pe care ai știut sau nu prea au apreciat la tinerețe. Ok, și atunci are sens, are rost să înduri, să... Pe moment nu știu dacă înțelegi exact care e rostul și misiunea ta și ce ai de... E ca și flacăra aia de veche pe care dacă o stingi, s-ar putea să vină iarna și să nu mai poți să pornești focul. Da. Așa e și să joci în istoria teatrului evresc cu un singur spectator. Mm-hmm. Nu știu, te poate valida un singur spectator în fața scenei? Da. Ce înseamnă a valida? Adică mai ai satisfacția... Care este scopul, care e misiunea ta, ce e în mintea ta, ce e în determinarea ta, ce știi despre tine, ce îți asumi. Sigur, există satisfacția că dăm și pe Facebook, dăm și pe e sold out, ia, s-a vândut tot. Mai ales în perioada asta când avem voie numai cu 30%. Da. Suntem sold out 30%. Foarte bine, bravo. E o satisfacție. Am, vorbesc de mine, nu știu, am nevoie de asta. Am crescut cu yes-ul. Cu final happy endings. Got it. Nu știu ce. Și atunci câtă răbdare și câtă determinare și câtă viziune pe termen foarte lung cuvine să ai pentru a îndura. Acum a căpăta, a înțelege cu mintea, coborând către suflet, până în suflet, să ai satisfacția, mulțumirea că ai pus o sămânță într-un spectator cu toată convingerea, cu toată autenticitatea, cu tot talentul tău, inspirând adânc de tot și să dobândești satisfacția pe termen foarte lung de a fi făcut un act istoric. Pot să vă pun o întrebare nesimțită? Ce s-a întâmplat? Puteți? Când au murit cei 2-3 spectatori care veneau la spectacolele teatrului? Probabil că se succed generațiile. Dacă noi am fost, spectacolele au fost atât de interesante sau ceva, au avut ceva încât să merite să fie povestit despre, s-au transmis. Crește aluatul, cam aia rămâne de la... Există pâine făcută acum, nu știu, 2, 3, 400 de ani, spune o legendă, poate. De ce? Din maia, din aluat. Se păstrează o bucățică aluatului pentru săptămâna viitoare, peste 3 zile. E același aluat. E aceeași maia de acum 300 de ani. S-a făcut pâinea, s-a copt, dar s-a păstrat. O nucă, un pumnuț, ce? O probă de ADN.
pe care am înmulțit-o, am pus făină săptămâna viitoare peste 5 zile și iar am făcut o pâine și iar a crescut și iar a... și am copt și am mâncat astăzi și a fost bine și am făcut și pizza și am păstrat o bucățică mică de aluat pe care am ținut-o în condiții propice și am înmulțit-o. Ați ținut întotdeauna flăcărica aia aprinsă? Cred că da. Și cât de greu a fost să umpleți din nou sările, sala? Cât de greu a fost, cât de greu a fost, cât de bine a fost. Trăim niște ani în care teatrele sunt, cum spuneați dumneavoastră, cum vă place să spuneți, sold out. Da. Tot de noi a depins, de determinarea și de convingerea noastră de a face spectacole cu care să ne mândrim, de care să nu ne fie rușine. Și mai e ceva ce ați făcut. Ați dus teatrul în afara teatrului. Știu că ați fost și criticate pentru asta. Că ați jucat în tramvaie. În tramvaie. În tramvaie Asta vara am jucat în spații în aer liber, așa cum să subliniez. Și nu mă alint și nu caut să obțin bunăvoința, să vă captez bunăvoința niciodată noastră. Am respectat toate normele, după toate regulile, după toate legile, am jucat pro bono, în aer liber, în parcurile de la periferia, zone defavorizat. N-aș vrea să sune peiorativ și totuși nu sunt zonele cele mai aflate în lumina reflectoarelor și sunt zone mărcinașe, unde și de unde se poate ajunge greu în centru cultural luminat, nu știu ce. Merită și ele. Am jucat. Da, e foarte simplu, aș putea să povestesc, dar de unde știu eu, dar de unde știți dumneavoastră așa bine? Păi știu așa, că am jucat 3 zile la rând același spectacol și nu venim să facem vorbire acum cât de mare, cât de mic, cât de inovator, inovativ și nu știu ce spectacol. Un spectacol l-am jucat în parcuri pro bono, cu titlu gratuit, asta vară, 3 zile la rând. E, dacă zici, cu cântece, cu cântecele, cu o glumă, cu nu știu ce. N-am inventat nimic nou. Și dacă, bun, astăzi, e curiozitate că după o perioadă întreagă am ieșit, un spectacol, a fost lume, respectând ce aveam de respectat, mâine, respectând ce aveam de respectat, a fost dublu, a treia zi, bun, gata, hai. E același parc, e același cartier, ce o să mai... Veneau cu cărucioare oamenii, stăteau pe iarbă, pe... S-a dus vestea. Concluzia dumneavoastră, mulțumesc. N-aș fi putut să o spun mai bine decât ați făcut-o dumneavoastră. Da. Deci nu desacralizezi teatrul dacă îl scoți din clădirea în care e din 70 de ani. Clădirea? Nu, clădirea cred că e mai veche. Teatrul evresc de stat, în 1948 a fost creat Teatrul Evresc de Stat. Acolo a funcționat Teatrul Barașeu în anii legilor rasiale. Pe vremea legionarilor, evreii au fost dați afară și iarăși, veți studia datele exact, nu sunt istoric. Au fost dați afară de pe o zi pe alta, s-au dat legi rasiale și au fost dați afară din instituțiile, din publice sau particulare, unde activau, jucau, cântau, dansau, ce mai erau ei pe acolo. După cum știm, Mihail Sebastian a trebuit să dea piesa, să o facă cunoscută, sau fără nume, sub un pseudonim sau semnat de altcineva, pentru că nu pute, și avea. Mihail Sebastian este un pseudonim, nu putea să fie al lui, cu ghilimele de rigoare. Da. Asta e. Am vrut să punctez puțin anii ăștia în care Maia Morgenstern a jucat teatru pentru un spectator, doi spectatori sau trei spectatori. Pentru că am auzit pe foarte mulți alintându-se în ultimii 2 ani. Pe cum să joci cu 30% sală? 30% capacitate. Sunt îngrijorări. Nu vă supărați pe oamenii. Sunt îngrijorări, sunt situații pe care nu le-au întâlnit.
eu ce să fac? Le-am întâlnit și le cunosc și le-am înțeles. Ușor nu mi-a fost, n-a fost înțeleaptă. Ce bine că e numai un spectator. Nu vă închipuiți așa ceva. E durere mare. Cred. Te întreb tu pentru ce mai existi. În timp lucrurile poate că sunt altfel decât le vezi, se întâmplă altfel decât la prima reacție. Dar nu vă supărați prea tare pe reacțiile celor din jurul nostru. Sunt firești. Sunt spaime, sunt dezamăgiri, sunt nemulțumiri, sunt firești. V-am întrebat, plecasem în discuția asta de la chestiunea asta, dacă mai doriți să treceți prin furtuni sau dacă... Nu, dar n-am ce face. Și mi-am adus aminte că una dintre furtunile prin care ați trecut a fost după rolul... Da. Din patimile lui The Hristos. The Passion of Christ, da. În care ați fost sfâșiată. Da. Nu vreau să zic crucificată, că deja folosim termeni sacri. Da, a fost tare complicat. Am fost și agresată, este un termen propriu a fi folosit. La propriu. Am fizic. Fost fizic. Și fizic, să fim foarte exacti. Și fizic și... Da, am fost agresată și fizic, și sculpată, și zgâriată. Și ce să facem? Și acum au trecut 19 ani. O știu după vârsta Izadorei, fetița cea mică, copilul numărul 3, iezișorul numărul 3. Iezișorul numărul 3. Câți ani au trecut? Acum pace și prietenii. Da, a fost cea mai grea furtună prin care ați trecut nu profesional. Am metru etalon. S-ar fi putut, să știți că eu cred că au fost furtuni, nedreptăți, dureri. Dar unde scrie? Că nu le-am văzut, că nu le-am... Da. Și un lucru care m-au durut poate la fel de tare, poate mai mult. N-am metru etalon. Dar vă așteptați la asta? Pentru da. Principala acuzație atunci a fost că în filmul lui Mel Gibson, Patimile lui Hristos, o femeie, o actriță de origine evrească a jucat rolul mamei lui Fecioare Maria. De parcă Fecioara Maria n-ar fi fost... Da. Asta vorbim acum și vorbim între noi. Și atunci au fost astfel de discuții, dar există prejudecăți, nu că aș fi fost mult mai deșteaptă și mai înțeleaptă cu 19-20 de ani, dar între timp am mai aflat, am mai înțeles, am mai experimentat, am mai trecut peste, am... Da, da. E, acum ce să facem? Noi suntem de acord asupra acestui subiect. Puțin oameni cunosc și în timp lucrurile s-au... Atenuat. S-au așezat, ne-am lămurit. Da, mă gândesc că erați nepregătit atunci pentru furtuna asta. Adică n-aveați exercițiul actorilor americani de PR, nu, de... Nu, n-aveam. Și eram... Ce v-a ajutat cel mai mult ca să treceți prin asta? Floarea pe care... Pentru că după, în momentul când filmul a fost lansat, eram la Los Angeles, am fost chemată, da, domnul Mel Gibson, și s-a organizat deplasarea din România în Statele Unite și nu știu ce, și viză și tot ce presupune, și bilete la business, trisnis, business. Așa, pijamalele le mai am și acum. Cabiria era cât? Avea 4 anișori. Și am ajuns Los Angeles Four Seasons Hotel. You know what I mean? I mean, wow, it's like wow, you know? Și veneam, era 24, în jurul datei de 24 februarie, că era ziua lui tata. Izadora mică, acasă, se născuse deja. Da, se născuse deja. Câteva lunițe avea. Și am ajuns în februarie, veneam din România cu căciuli, acum 20 de ani, cu căciuli, cu... Cabirea, iezișorul numărul 2, bolnăvioară, că e o viroză de astea, de iarnă, de sfârșit de iarnă, și cu febră, și cu asta, și cu gecile, și cu canadienile, și cu căciulile la Four Seasons Hotel, și echipa
urmați, evident că toți au venit, dar noi am ajuns mai devreme, prin forța lucrurilor, că așa a aterizat avion. Și ne-am prezentat, n-au așteptat limuzinele la aeroport și ne-au dus, nu se mai termina mașina. Am ajuns acolo la intrare, la recepție și... tare eram țanțoșă și mândră, adică se lansează filmul... Nu filmul, the movie. The filmul... Știam și n-aș fi putut și n-am putut și n-am anticipat tot ce avea să urmeze. Cred. Și pașaportul zdrang, am fost asigurată că cartea de credit. Credit card. Credit card. Nu aveam carte de... Nu? Afară. Sigur că la Los Angeles, la noi e... Glumă. La noi, la Los Angeles, era bine, era cald, frumoasă, o vază cu mult screen la mijloc, acolo. Asta era la recepția hotelului. Da. Aia mică, e zișorul numărul 2. După ore de zbor, viroză, răceală. Apropo de covor roșu și de... Mi s-a tras covorul, mă rog, percepției mari, speranțelor, viziunilor. Odată a fost tras așa covorul. Da, imediat. Și a fost vorba de jumătăți de o, de trei sferturi de oră. Au venit, au sunat, au iertare, mi-au șcăpșun cu ciocolată și cu șampanie și cu nu știu ce. Și, așa. Și ce m-a ajutat... Că emoție, că nu știu ce, cabiria mea, când s-a simțit, e zișorul numărul 2, ne-am văzut în sfârșit, însă în apartamentul. Da, a fost așa, a fost season, you know? Mi-a desenat, pentru că aveam, și eu am avut voie și copiii mei au să deseneze pe pereți. Și cât era de mică, de mare, s-a sunit și pe mi-a desenat niște flori pe pereți, că au zgâriat cu niște pixuri, cu niște, a desenat niște flori imense pe pereții hotelului Four Seasons. E regulă, o să supraviețuim și am supraviețuit. Deci nimic, practic, nu te poate dărâma decât închipuirea ta, decât... Te pot dărâma și multe alte chestii, dar de data asta mi-a folosit. A mea... O floare desenată, scrijelită, mamă, și vedeam că mă pun ăștia să zugrăvesc tot hotelul. În mintea. Din întrebările jurnaliștilor, care vi s-a părut întrebarea cea mai nedreaptă sau cea mai violentă? Nu, provocatoare. Provocatoare. Orice răspuns aș fi dat ar fi fost, do you believe that Jesus is son of God? Do you believe? Și eram pe un scaun și efectiv... Că nu pot să definesc eu acum. Eram 5 minute, era o cameră și 5 minute, 10 minute avea fiecare jurnalist. La o vreme nici n-am era din pumn, m-am trezit. Orice aș fi răspuns, dacă spuneam da, cred, era prost. Do you believe that Jesus is son of God? Dacă spuneam da, cred, era prost, pentru că sunt evrei, că dacă spuneam nu cred, tot prost era, că jucasem în film. Și m-am uitat așa la ea și am zis, oare nu suntem cu toții copiii lui Dumnezeu? Și s-a lăsat o tăcere care, după părerea mea, a durat 3 ore. Probabil că au fost câteva secunde, evident. Gata, timpul a trecut și... Și după aia a rămas așa mândră de mine un timp. Și toată lumea era senină. Da, evident, pentru Dar că... S-a rostogolit până la urmă răspunsul ăsta, în vreun fel? Cum? N-am înțeles întrebarea. A fost interpretat, reinterpretat, răstălmăcit, în vreun fel, răspunsul ăsta? Nu, n-am mai avut nicio reacție, nu. Nu, probabil că se gândea la răspunsul meu, jurnalistul respectiv. Da, uite... O să vă pun o întrebare. Cum să răspundem provocărilor? Nu. No. Da, odată știu, odată nu știu. Ideal ar fi să nu te lași târât.
să cu senin, cu umor, dacă cu umor. Poți. Pentru că mi se pare că bomba asta, dumneavoastră, ați dezamorsat-o. Da, nici nu știu cum mi-a venit așa, că prea, că mă atacaseră până atunci tare, m-am trezit din pumne așa. Da, îi primeam ca pe niște pumni și m-am trezit Credeți din pumni. Credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Cu toții suntem copiii lui Dumnezeu. Fiicele copii. Minunat. Am citit că Iezișorul numărul 2, Cabiria s-a îmbolnăvit de dor cât filmați patimile lui Hristos. Da, da. La propriu? Adică v-a sunat așa doctorița din țară? Da, doctorița, că sunam eu, nu? Și cum e, ce e, de, ce boală are, că așa, că așa, că internat, dar ce boală? S-a îmbolnăvit de dor. A dat mâna cu moartea. Doctoriță, un om teribil, de ter-a-ter, fără panică, nu se repezea cu medicamente, cu injecții, cu intervenții, cu iubirea de... Da, mi-a zis, acum e rău. Acum a trebuit internată. Și m-a văzut Mel Gibson a doua zi. Asta probabil că n-am să-mi o iert, că nu pot să-ți ierți greșeală. Facem greșeli, facem. Și am sacu plin. Și nu spuneam, m-a văzut. Nu, ce, să... A bătută pe platou de filmare. Probabil că eram cam cu teletextul scris pe frunte, ce e, Cabiria în spital. Bine, pleci. Mâine, astăzi pleci. Nu-mi place cea, dar cum, dar filmat, astăzi pleci. Nu se poate, că astăzi pleci. Atunci... Și erau zilele scurte și era timpul împărțit pe fracțiuni de secundă. Și... Cred. Astăzi pleci. Dar e greu în cetatea asta cu roboți, cetatea filmului, să găsești pe cineva uman. Da, și care apoi să spună, du-te, pleacă și fă-ți bine fetița care e bolnavă de dor. Și-am luat-o cu mine și n-am sar domnului, n-am mai avut nimic. Dar... era pe platou cu mine, a avut grijă să aibă pe cineva care să o îngrijească, să fie alături momentul când eram anunțat în zile bune și zile proaste ale unui copil. Atunci primeam timp să fiu lângă ea. Să... Ce frumos! Da. Dar Cabiria, numele ăsta de unde... A, părinții au avut o colegă, doamna Cabiria Andrean, matematician. Cea mai bună prietenă a lor a fost, prietenă, matematician, dar Cabir, în limba aramaică, după știința mea, vă rog să mă verificați, unul din atributele dumnezeirii înseamnă măreț, grandios. Minunat nume. Și numele ei de... e actriță, nu? Da, Cabiria a terminat la Cluj licența în arta actorului și acum face un masterat management cultural și pedagogie și... Mai există, mai știu un exemplu de manager cultural în familie? N-am făcut studii, cred că o să fie mult mai bună decât mine pe și manager. Și asta este rostul? Ba da. Să fim mai buni, nu decât părinții noștri, generație după generație, că altfel care ar fi evoluția specii. Dar când mergeți la Tudor sau la Cabiria, la spectacole, cum îi priviți? Cum pot și eu? Că nu mă pot. Că e cum? Că sunt și mamă, că nu mă pot detașa. Și nu fac eforturi prea mari, ca să vă spun drept. Nu mă pot detașa și nu vreau să mă detașez de condiția de mamă, de părinte, dar îi și judec din punct de vedere profesional. Fără, dacă n-au nevoie să le spun, nu le spun. Dacă au nevoie să le spun, le spun. Față de cum v-a crescut mama și tata, ce ați încercat să repetați sau să nu repetați? Am încercat să nu repet greșeli și nu totdeauna mi-a reușit. Și și aș fi vrut să mă ridic la înțelepciunea și la răbdarea mamei mele. Mai lucrăm.
mai lucrăm. Dar severitatea, strictețea tatălui, ați avut ceva din ea în creșterea propriilor copii? Păi stați puțin, că nu e chiar așa. Să fi avut eu întreg orizontul cultural al tatălui meu și înțelepciunea, atunci o dăm și pe severitate. Nu. Și voiam să vă mai întreb pe final, da? Ce găsiți fain și simplu în viața asta? Sau la viața asta? Sau în jurul dumneavoastră? Ce găsiți fain și simplu? Trâncăneala cu prietenii. Comunicarea cu prietenii. Limonada de dimineață. Cafea. Plimbările și joaca, echivocul. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc. Dar de ce ai scris acolo în ziua în care am îmbătrânit? Pentru că așa am scris, așa am... Mamă, ce s-a supărat Claudiu pe mine. Ți-a plăcut? Păi m-a, da, și sunt supărat pe mine că mi-a plăcut. Dar m-a întristat, mi-a zis. E un text superb, pe care vă invit să-l citiți în cartea doamnei Maia Mureștern, Nu sunt eu, se numește cartea, și e superb tot textul, dar pe mine asta m-a bântuit. În ziua în care am îmbătrânit a fost frumos. Da, dar vreți să vă spun de ce am scris? De ce? Că m-am îndrăgostit. De ce anume? Dar nu vă spun! Și aici punem punct podcastului Fain și Simplu. Știu că v-a plăcut la fel de mult cum mi-a plăcut mie. Știu că simțiți în momentul ăsta că a stat pe locul meu la masa asta, unde a trecut așa, parcă a tăcut, parcă a vorbit, dar cu siguranță a lăsat multă simțire în urmă Maia Mureștern. Vă mulțumesc enorm mulțumesc de mult. Frumos. Să rămână, sunt mulțumesc. Recunoscător. Și vă aștept comentariile. Promit că o să îi le trimit și Maiei. Da. Sau sunteți activă? O să citiți și dumneavoastră, nu? Păi da, dar foarte bine că mi le arătați dumneavoastră, că mai bine le primesc de la dumneavoastră. Îi le trimit eu, da. Like-urile nu pot să îi le trimit, de aceea le dați voi și o să o anunț la o dată ulterioară. Vă mulțumesc tare mult, a fost fain și simplu.